Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mutăm iepurașii de hicolă împreună cu mama lor în noua lor cușcă, pentru că după cum ați văzut și voi în videoclipul anterior, nu prea le mai ajunge spațiul acolo, așa că am decis să le pun niște fân aici și îl vor aranja ei cum știu să-și facă cuibul. Nu am apucat să cumpăr OSB-ul să le pun acolo, dar probabil că luna viitoare voi face și treaba aceasta. Momentan mi-am pus fân acolo ca să le fie ok. Va trebui să mergem să le luăm castronelele de mâncare și de apă și să le punem, să le plantăm pe aici pe undeva și bineînțeles să tăiem aceste negrese ca să nu se lovească în ele. Așa că am un pic de treabă, mă apuc repede să tai aceste negrese, după care voi lua castronele de apă și de mâncare, le voi prinde pe aici pe undeva, vom înlătura aceste chestii improvizate pentru mâncare și apă din bidoane tăiate, le vom înlătura și vom pune castronele, după care vom muta și iepurașii aici în noul lor spațiu și să vedem cum se vor comporta ei când vor da de atâta spațiu, pentru că au stat până acum în cușca aceea micuță și este neîncăpătoare pentru ei, au crescut deja, sunt prea mari și nu mai au loc, așa că mă apuc de treabă, fac repede tot ce am zis acolo, după care voi muta și iepurașii și vi voi arăta și vouă să vedeți cum arată ei în noua lor cușcă. Gata fraților, am mutat castronelele, aici îl avem pe cel de mâncare, l-am pus un pic mai departe de zid ca să poată să stea să mănânce, să nu se aglomereze. Probabil că va trebui să facem o hrănitoare la fel ca în partea cealaltă și aici avem castronelul de apă, iarăși acum am să merg să iau câte un iepuraș în parte și să îi pun în noul lor coteț. Revin imediat cu filmări după ce mut iepurașii. Gata fraților, i-am mutat, după cum vedeți, cercetează, inclusiv femeluța cercetează. Nu sunt familiar cu această cușcă, sunt ei un pic murdari, dar își vor reveni după câteva zile de stat în cotețul acesta, pentru că aici au loc unde să-și facă nevoile, au spațiu mult mai mare, este totul în regulă, mai în regulă decât era la vechea cușcă, să zic așa. Și ei se vor dezvolta ei mai bine decât o făceau în cușca aceea, pentru că erau prea îngrămădiți. Și v-am spus, undeva luna viitoare sper să reușesc să le pun acolo niște OSB-uri, să le cumpăr și să le pun acolo. Dar momentan este bine și așa, pentru că de-aia le-am și pus fânul acolo. Ei o să-și facă podeaua din fân și nu o să aibă probleme cu trasul curentului sau chestii de genul. Până vor face ei două luni jumătate, vor sta în această cușcă cu femeluța și sper eu totul să fie în regulă. Aceștia oricum sunt mult mai bine dezvoltați decât cei de neo roșu, dar bineînțeles că au fost și 3 și lapte din belșug la mamă și evident că s-au dezvoltat ei mult mai bine. Din păcate sunt un pic murdari, tot astăzi le-am făcut curat în vechea boxă, dar s-a făcut la fel de repede mizerie și au mai vărsat și apă, au mai intrat în castronul cu apă și din cauza asta sunt ei așa de uzi și murdari. Dar aici o să le fie mult mai bine, după cum vedeți și voi. O să dureze un pic până se acomodează ei cu cușca, cu cotețul, dar pe total totul o să fie bine. Vedem și că se bucură de mișcare, zburdă, totul este în regulă. Vechea cușcă unde au fost ei o să fie curățată și bineînțeles o să-i dăm și cu un pic de var stins ca să o deparazităm, să zic așa, să fie mult mai ok, mult mai curată și o pregătim pentru viitor, pentru montele care vor urma, pentru că după ce vom înțărca puiuții, femeluța o vom da din nou la montă, da? Vedem că se bucură, este bine, este bine că totul este în regulă, da? Sper să se acomodeze foarte rapid,
cu cușca și să le fie bine, pentru că asta ne și doream, să le fie bine. Da. Momentan vedem că îi zburdă, ceea ce este bine. Sunt energici. Va trebui să le mai pun apă în care le-am pus. Va mai trebui să le pun niște apă în castronel, după care îi voi lăsa în pace să se obișnuiască cu noua cușcă. Da. Foarte frumoși. Abia aștept să facă două luni jumate și să vedem ce avem. Dacă avem femeluțe, dacă avem masculași. Sper eu să avem femeluțe și nu masculași. Dar până la urmă, orice ar fi, sunt bineveniți. Orice ar fi, sunt bineveniți. Ce e fa, mama? Sunt foarte fleșcă. Asta nu-mi place la ei, că sunt uzi. Dar se vor usca ei și se vor curăța, bineînțeles. Nu vor rămâne așa în cușca aceasta mare. Vedem că și femeluța are spațiu unde a ajuns să facă mișcare. Nu mai este ca în vechea boxă, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Trebuia să fac mai de mult mișcarea aceasta, dar din păcate nu m-a dus capul. Dar știți cum se spune, mai bine mai târziu decât niciodată. Așa că să sperăm că este ok și mai târziu că am făcut mutarea aceasta. Cam atâta, fraților, îi las în pace. O să revin să le pun și apă și până mai pe seară, când voi mai trece din nou pe la ei, îi las în pace să zburde și să cunoască fiecare centimetru pătrat din noua lor cușcă, pentru că au de alergat. Ceea ce mă bucură e că acum au spațiu unde a ajuns cât să alerge și să se simtă bine față de vechea cușcă. Bun, îi lăsăm în pace, o să revin să le pun niște apă. Și cam asta a fost, am mutat și acești iepurași. Vom vedea zilele următoare parcursul lor și cât de bine se acomodează în noua cușcă și cum se dezvoltă ei, pentru că vedem momentan este un plus adus lor. Da. Vedem că momentan este ok. Cam atât, fraților, și pentru astăzi. Îi las. O să le mai pun apă și am terminat și aici. Până data viitoare, fraților, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați un like, un share și de ce nu să dați un abonament, cei care sunteți noi pe canal, și să aprindeți clopoțelul pe toate, pentru că numai așa veți primi notificări în timp real atunci când eu voi uploada un nou videoclip. Vă salut și numai bine!